Sephora. Hei, hei, Sephora! Eu sunt Magda și sunt aici alături de tatăl meu, Ovidiu. Am venit să răspundem la câteva întrebări drăguțe despre voi și poate vă apropiați puțin de noi și de ideea asta de tată-fică. Hello, sunt tatăl Magdei. Încerc să o susțin cât pot și am acceptat cu drag să vin la această, să-i zic, provocare. Am impresia că tata este omul ăla care se pricepe în toate și reprezintă pentru mine ajutorul când se strică centrala, când nu mă descurc la treburile astea tehnice masculine. Tata este omul care se descurcă în toate, asta pot să zic. Pentru mine Magda reprezintă probabil copilul care mi l-am dorit foarte mult, un fel de ceva ce eu nu am reușit să fiu. Mi-ar fi dorit foarte mult să merg pe partea artistică, dar n-am reușit și acum mă văd cumva în ceea ce realizează Magda. Cred că 100% onestitate. Niciodată nu o să-l consider pe tata un părinte, o să-l consider mereu un prieten, pentru că nu mi-e frică să-i spun toate prostiile pe care le fac. Și cred că asta e 100% onestitate și prietenie. Da, și mai ales încredere. Și e foarte important acest lucru, să ai încredere, e important să poți să te bazezi pe cuvântul cuiva și să te poți baza că în momentul în care pleacă de acasă, face ceea ce trebuie și nu dă emoții. Da. Cel mai de preț lucru pe care l-am învățat eu de la tata e să am întotdeauna un cuvânt de spus și să nu las niciodată dacă eu simt un lucru fără să-l spun. Pur și simplu să fiu eu true cu mine și cu ceilalți și întotdeauna să spun exact ceea ce simt. De la Magda pot zice că am învățat poate un pic ambiția de a reuși mai mult, ambiția de a merge mai departe și de a avea curajul să faci ce ți-ai dorit. Sincer, eu dacă aș putea să petrec mai mult timp cu el, ar fi să călătoresc, să mergem în natură, să mergem pe oriunde, pe unde se teme mama să meargă, prin prăpăstii, prin lucruri unde să simt adrenalină. Însă, din păcate, timpul cam nu ne prea permite asta. Da, așa mi-ar plăcea. Da, este exact ceea ce spune Magda. Asta ne-ar plăcea cel mai mult, să ieșim mai mult în natură, să ajungem mai mult pe văi de munte, la pescuit, în zone cât mai sălbatice. Din păcate, nu reușim foarte mult. Faptul că atunci când eram mică a participat la un concurs de bancuri și a fost pentru mine o chestie foarte ciudată să-l văd pe tata la televizor în timp ce stăteam lângă el în cameră. Cred că asta. Adică nu mă gândeam niciodată când eram mică că o să ajung la televizor sau că o să ajung să-l văd pe tata la televizor mult mai tânăr decât acum. Oh. Multe amintiri preferate, pentru mine cele în care am participat la spectacolele ei, în care am văzut-o pe scenă, sunt mai multe, nu pot alege una dintre ele. Faptul că o vedeam acolo, faptul că îi auzeam vocea, una dintre preferate este când a cântat în chineză la un... Da, a fost extraordinar și păstrând linia melodică și cuvintele în limba chineză și toate celelalte, da, e una dintre preferate. Amintirea mea preferată cu tata e, eram mică, eram foarte mică, mergeam la mare în fiecare an cu familia și purtam un costum alb și mama l-a rugat pe tata foarte frumos. Nu îi lua nimic picant să mănânce și nu îi lua nimic cu sos, că iar o să îi se facă rău și murdărește costumul nou și nu vrea să iasă din cameră fără altceva pe ea. Așa că am ajuns la restaurant și tata a zis, Magda, ce vrei să mănânci? Și eu am zis aripioare picante. Evident, mi s-a făcut rău, evident, am vărsat farfuria pe mine și când am mers în cameră, evident, a fost, mama a zis, eu nu mai spun nimic și așa. Gen, amintirile mele preferate cu tata e că întotdeauna, dacă mama zicea nu, mă duceam la tata și tata zicea da. Dar aia mi-o amintesc perfect, pentru că știu că
aveam impresia că nici dacă făceam intenționat să mă pătez în halul ăla, nu reușeam. Mulțumim super mult că ne-ați ascultat, sper că v-ați regăsit puțin în lucrurile astea și în cazul în care n-ați făcut-o astăzi, vedeți ce fac ai voștri și apropiați-vă un pic mai mult de părinții voștri, că, credeți-mă, au povești mișto și merită să le ascultați. Mulțumim, Sephora, că ne-a dat ocazia să intrăm în anumite amintiri, să ne cunoaștem poate mai bine unul pe celălalt și pentru oportunitatea de a fi împreună în acest moment. Sephora, the unlimited power of beauty.